Hello, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Astăzi prietenii de la Burger King ne-au chemat la cel mai nou restaurant din afara Bucureștiului și noi, cum suntem șmecheri, am ales să venim direct în Brașov, așa că haideți să degustăm, dragilor, tocmai la Burger King. Acest restaurant, dragilor, îl găsiți în AFI Brașov și s-a deschis, de fapt a fost inaugurat în data de 9 iulie și vreau să vă reamintesc că Burger King s-a întors în România în anul 2019 și până în momentul de față a deschis 8 restaurante în București, primul din afara Bucureștiului și sper să veniți și la Timișoara. Și cum suntem la Burger King, clar o să ne comandăm un burger și mai vedem, poate un sandwichel, poate ceva. Hai să comandăm. Aș dori și eu un Rodeo Bacon King. Un Rodeo Bacon King. Meniu, da? Da. Ca costul de porție mare, da? Da. Și un extra long chili cheesy, te rog. Și tot la fel un meniu. Extra long chili cheesy. Fiți atenți și au venit aici. Avem paharele goale pentru că putem să dăm refil cât vrem noi și nu e bere. Ceea ce... Asta este. Am primit așa două sosuri de maioneză de la Heinz cu două bucăți de ketchup, cartofi aferenți, care au destul o sare. Aici avem extra chili cheese-ul, iar aici cel mai nou produs de la Burger King, Rodeo Bacon King. Nu-s bolnav după suc, dar mă duc să-mi pun niște Pepsi Max. Partea bună este că dacă vă mai este sete și după ce terminați acest pahar, puteți să-i faceți refilul. Hai noroc! Să mergem să ne gustăm. Hai să vedem, bani, cu ce să începem. Să începem cu vedeta, să începem cu acest chili. Lăsăm vedeta la o parte, hai să începem. Acest sandwich, eu oricum sunt după chestiile picante și având în vedere că n-am mai mâncat la Burger King de aproximativ 2 ani, hai să vedem cum mai stă treaba, să vedem și ce conține. Deci avem o baghetuță așa frumos cu susan, jalapeno, carnea încă n-am identificat-o, dar trebuie să gustăm, să vedem, să degustăm. Pare a fi puțin muștar aici la bază și cheddar. Așa că haideți să degustăm, să vedem. Ceau! Carnea este de vită. Este făcută well done. Jalapeno de altfel, care îți dă picantul ăla puternic din prima. Partea faină e muștarul ăsta, care face toată treaba asta să alunece mai bine. Și vă dați seama, jalapeno ăsta picant. Și mai rămâne să vorbesc despre chifla. Chifla este una moale. A fost încălzită probabil la cuptor sau ceva în gen. Să gustăm și niște cartofi și să punem niște maioneză din asta așa frumos de la Heinz. Peste. Bă, chiar nu era poftă de niște maioneză, chiar dacă e 11 dimineața. Da, mere, mă, mere. Hai să vedem. Am și așa puțin maioneză din asta. Sunt potrivit de condimentați, adică sunt condimentați numai cu sare. Și din câte văd eu, magie, vină mai aproape cu camera, au așa o crustă, efectiv de amidon, să fie și mai crunchy această treabă, da? Hai să mai dăm. Și acum să luăm și o gură din Pepsi Max. Dacă nu avem bere, dăm cu suc. Și acum a venit vedeta Bade, regele suprem, cum s-ar spune. Ia uitați aici, dragilor, cum arată toată treaba asta. Mamă, chifla e foarte interesantă, are mălai. Ba, e prins asta, a prins mălaiul ăsta crocant, așa. Ce mai avem înăuntru? Mă, avem un patty, nu, avem, wow, onion rings, bacon, cheddar, niște ketchup, maioneză și acest patty de vită. Da? Haideți să și degustăm. Vedem ce avem aici. Ia. Se simte foarte intens gustul de la acest patty de vită. Inelele de ceapă sunt crunchy și îți dă dulceața asta, dulcelea de ceapă, știți? Prăjit, numai bun. Maioneza, care este puțin acrișoară, dar ketchup-ul tot la fel dulceag. Baconul, să știți că nu e chiar așa crocant, dar e numai bun.
iar acest patty cu acest mălai pe deasupra, senzațional. Am pus deoparte și acest burger. Să le dăm și o notă acum. Mai pe gustul meu a fost acest sandwich cu acest patty de vită cu jalapeno și așa mai departe. O să-i dau un 10. Și după cum v-am zis, n-am mai mâncat de aproximativ 2 ani la Burger King, dar ceea ce îmi place foarte mult este că această carne de vită chiar are gust de vită, nu e ca la alte fast-uri de genul acesta. Și acum să vorbim puțin și despre acest burger rodeo cu bacon. Eu nu prea sunt după aceste inele de ceapă. Combinația per total este bună. O să-i dau un 8. Cartofii foarte ok. Îmi place că așa puțin mai sărați. E fix pe gustul meu. De apreciat că dau aceste sosuri efectiv la plic, pentru că alte branduri nu dau așa ceva. Iar după toate acestea, să vedem și cât a costat această treabă. Vă dați seama că meniurile au fost babane, au fost mari. Și avem, desigur, numărul comenzii numărul 1, pentru că așa vom fi. Deci avem acest rodeo burger care a costat 19,90 lei. Sucurile câte 6 lei de fiecare. Cartofii XXL 7 lei ca să ne menținem greutatea. Iar acest sandwich a costat numai 16,50 lei. În total 62 de lei și 40 de bani. O masă pentru două persoane, cel puțin pe saturi, e perfect. Iar după toate acestea, ce pot să vă spun, dragilor? Mă bucur că v-ați uitat și la acest episod. Ne revedem în următorul episod cu tot mai multe surprize. Dați un like, un share, un subscribe. Ne găsiți pe Instagram, degustam.ro. Pe mine mă găsiți, Sâmbălarul Denis. Și v-am pupat. Ciao!